Bună ziua tuturor, vă salut oameni buni. Sunt în drum pe autostrada A1. Merg către Alba Iulia, active profesionale, și aș vrea să discutăm puțin într-un scurt live despre subiectul numărul 1 toate ultimele zile, și anume protestele celor din transporturi și agricultură. Pentru cei care s-ar trebui să comenteze vis-a-vis de live-ul în mers, centură, volanul este normal pe partea stângă și conducem, desigur, în condiții de siguranță, să spun, da? Bun. Dacă aveți comentarii, vă rog să le trimiteți. Dacă le văd în timp ce discutăm, încerc să vă răspund la comentarii. Dacă nu, am să mă uit după aceea și desigur că am să răspund la cele care sunt, să spunem, pertinente, și am să fac eventual și un alt video încercând să răspund la ceea ce voi ridicați ca probleme, întrebări, sugestii și chiar reclamații. Bun. Văd că deja întrebările încep să vină. Dacă se poate rezolva ceva prin aceste proteste. În primul rând, hai să vedem puțin despre ce este vorba. E de lăudat, este de apreciat faptul că, în sfârșit, în România, după greva profesorilor de anul trecut, iată că mulțumirile încep să prindă contur și transportatorii și agricultorii, să spunem, sunt cei care, să zic așa, preiau inițiativa. Dar uitându-mă la ce s-a întâmplat în ultimile zile, și anume felul în care se protestează, acțiunile jandarmeriei sau, în fine, ale autorităților de a-i opri pe protestatari să ajungă către capitală, către București, către sediul guvernului, probabil, sediul partidelor de guvernământ, ministerele de resort, și, desigur, discuțiile pe care le poartă de câteva zile, am văzut și ieri și astăzi, la guvern, la Ministerul Transporturilor. Astăzi înțeleg că sunt reprezentanții protestatarilor la Ministerul de Finanțe. Vă spun punctul meu de vedere. În primul rând, s-a discutat despre încercarea politicului de a acapara, să spunem, sau de a se urca pe aceste proteste. Aici, poate, într-adevăr, s-a făcut o greșeală, în special din partea celor principale două personaje ale opoziției, doamna senator Șoșoacă și domnul deputat George Simion. Poate că prezența domnilor acolo la proteste, în fiecare anumite locații, poate n-a fost cea mai bună sau inspirată, să zic așa, decizie. Ar fi fost, din punctul meu de vedere, mult mai bine dacă cei doi, cum o spun întotdeauna, ar fi stat, ar fi discutat și ar fi mers împreună pe o singură idee și o singură abordare. Eventual, și dacă apăreau în aceste proteste, lumea să-i fi văzut împreună că au aceeași, să spunem, linie, și anume că vor să fie prezenți în rândul protestatarilor pentru a-i reprezenta, să spunem, ca parlamentar, senator și deputat, cum am spus, să urmărească modul în care protestele se desfășoară și mai ales dacă autoritățile, să spunem așa, se dedau la abuzuri față de protestatari. Este inevitabil și probabil că este evident că sunt zone prin țară, sunt anumite locuri în țară unde probabil că autoritățile au avut sau au sau vor avea și astfel de, să spunem așa, de excese sau, în fine, de încălcări ale prevederilor legale. Și atunci, cu siguranță, se evita ce s-a văzut pe social media în special, și anume o luptă, să zic așa, între cele două persoane, între cei doi parlamentari, între cei doi șefi de partide de opoziție, doamna senator Șoșoacă și domnul deputat George Simion. E punctul meu de vedere, nu vreau să supăr pe nimeni și nu este asta, să zic așa, scopul meu, dar cred că o acțiune coerentă și, să spunem, împreună purtată de cei doi reprezentanți ai opoziției, ar fi dat clar un mesaj că nu sunt acolo, repet, pentru a confisca, să spunem, sau pentru a se urca pe acest protest a celor două categorii socioprofesionale, și, din contră, să sprijine aceste demersuri, aceste proteste în fața autorităților statului român. De asemenea, am văzut că televiziunile încearcă, și chiar am verificat și eu de câte ori, cu ce se difuza pe diferite
conturi pe social media, am văzut foarte multe, multe mii de persoane am văzut prezente pe diferite conturi social media, TikTok, Facebook și nu numai, în fine, ceea ce este foarte bine, dar într-adevăr există o diferență foarte mare între ceea ce prezintă televiziunile, în special principalele televiziuni din România, și realitatea din stradă, să spunem așa, ceea ce arată foarte clar o încercare a autorităților statului, pentru că ele sunt cele care plătesc televiziunile respective, în a denatura sau, în fine, a diminua sau duce poate chiar în derizoriu astfel de acțiuni de protest ale protestatarilor. Ceea ce este, să spunem așa, logic într-un an electoral și mai ales atunci când ai puterea și accesul la finanțările pe care televiziunea, desigur, le așteaptă cu mare căldură. Deci este un al doilea punct important, cum am spus, partea politică, legătura sa cu protestele agricultorilor și transportatorilor și această, să spunem așa, realitatea pe care, sau în fine, ceea ce televiziunile prezintă de la aceste proteste. A treia chestiune este cea legată de felul în care autoritățile statului, de la prim-ministru, ministrul transporturilor, ministrul agriculturii, președintele ASF și cel de la finanțe, ministrul finanțelor, se, să zic așa, partea lor de a accepta dialogul, sau în fine, felul în care acestea, din punctul meu de vedere, cu foarte multă aroganță, mă uitam acum la mesaje de-astea de hate, în fine, n-am să spun nimic, nu puteți să faceți ce vreți, să spuneți ce vreți, nu uitați că din cauza celor care aveți atâta hate, probabil, de când v-ați născut, țara asta a ajuns unde a ajuns, pentru că probabil că mulți dintre voi sunteți puși să dați mesaje de hate, e treaba voastră, decizia voastră vă aparține. Din punctul meu de vedere, n-aveți decât să înjurați cât vreți, nu ăsta e scopul meu, să intru în dialog cu voi, ci cu cei care vor să, într-adevăr, să asculte și să discutăm normal vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în România de ani, de câțiva ani buni încoace. Bun, revenim. Deci, felul în care autoritățile, să spunem așa, au înțeles să dialogueze, să intre în dialog cu protestatarii, mi se pare unul, un mod plin de aroganță. Și totuși ceva parcă nu are logică în cele întâmplate zilele acestea. M-am uitat la întâlnirea pe care a avut-o primul ministru Ciolacu cu transportatori, cu agricultori. Și reacția acestuia când a spus, s-a ridicat de la masă și a spus că nu cedează presiunilor sau, în fine, nu poate discuta în continuare dacă cumva este, în fine, există amenințări la masa de discuții. S-a ridicat așa, să spunem, triumfător de la masă, dar arătând practic, mimând practic, să zic așa, forța, adică de, sau poziția asta de lider, cum ar veni. Desigur, m-am uitat după aceea pe știrile pe care anumite agenții de presă le dau mai departe, chipurile din discuțiile pe care le poartă autoritățile. Este în mod vădit o încercare de cosmetizare a discuțiilor care se poartă între autorități, în speță ministrul transporturilor, primul ministru, cum spuneam, șeful ASF-ului, ministrul finanțelor. Este evident că presa plătită zugrăvesc, să zic așa, comportamentul autorităților într-un alt mod decât cel, să zic așa, real. Este, repet, o chestiune care mi se pare puțin ciudată. Siguranța pe care o afișează Marcel Ciolacu, un raport cu protestele din aceste zile, asta arată că ceva se întâmplă. Undeva Marcel Ciolacu deține controlul asupra, să zic așa, acțiunii de protest. De ce oare? Poate o să ne dăm seama în următoarele zile și vom înțelege de ce se întâmplă în România protestele altfel decât se întâmplă în alte state. O a patra chestiune este cea legată de felul în care sunt reprezentați protestatarii la aceste discuții cu autoritățile. Vă spun sincer, mie imaginea pe care aceste, sau fine, discuțiile acestea au loc, mi-arată că sunt, practic, protestatarii n-au lideri care să fie
doar ei cei care comunică, pentru că trebuie să comunici pe o singură voce, mă refer și la, și la transportatori, dar și la agricultori, trebuie să ai o singură voce, liderul sau liderii care trebuie să te reprezinte la aceste discuții, lider care să vorbească doar ei ca să dea mesajele într-un mod unitar către întreaga presă atunci când se iau declarații, pentru că altfel lumea nu mai înțelege absolut nimic, și mai ales lista de revendicări. Uitați-vă pe lista de revendicări, nu sunt clare. Deci, din ce am văzut ca și listă a revendicărilor, mie mi se pare și mi arată foarte clar că nu a fost sau că nu este o justificare foarte clară a fiecarei măsuri. Adică eu aș vrea să văd, să spunem, și dacă aș fi în locul autorităților, să văd exact o listă foarte clară de doleanțe din partea protestatarilor, bine fundamentate, pentru că altfel nu facem decât, sau fine, cei care protestează, nu fac decât să dea apă la moară autorităților, care să iasă după aceea și să spună mereu, dom'le, au venit la noi, dar n-au știut ce să ceară, s-au cerut niște chestiuni care nu se pot soluționa. Deci, de asta spun că e nevoie ca întotdeauna un protest trebuie să aibă foarte clar liderul sau echipa de negociatori, foarte clară, bine definită și cunoscută de social media, de presa din România și implicit de cetățeni. Doi, să există o listă foarte clară și bine punctată cu revendicări clare, fundamentate ale celor care, să zic așa, protestează, în speță transportatori și agricultori, astfel încât discuția să fie foarte clare și puține, să zic așa, foarte puțin spațiu de manevră din partea autorităților. Pentru că, repet, autoritățile nu înțeleg, pentru că nici protestatarii nu spun foarte clar. Noi avem bun, voi n-aveți ce să cereți zile de punere în aplicare a ceea ce noi vă cerem. Nu pot să înțeleg de ce transportatorii acceptă din partea lui Sorin Grideanu, de exemplu, un număr de 30 de zile pentru punerea în aplicare a celor 6 puncte, înțeleg că au fost, să zic, convenite între Ministerul Transporturilor și protestatari. Dom'le, e un guvern care este, sau în fine, o coaliție guvernamentală care este de aproape 4 ani la guvernare. Să-i mai dai încă 30 de zile ca să facă ceea ce trebuia să facă sau să nu facă ca să nu se ajungă în situația de față, mi se pare o greșeală foarte mare din partea protestatarilor. Când te duci la un meeting, la un protest, eu nu sunt adeptul chestiunilor acestora că stai și protestezi și aștepți ca Grindeanu, Ciolacu, Boloș sau șeful ASF-ului să vină să-ți găsească soluții la problemele pe care tu de foarte mult timp le-ai tot subliniat în relația cu autoritățile. Mai mult, din păcate, uitați-vă că toate aceste modificări sau toate aceste efecte negative pe care astăzi agricultorii și transportatorii le clamează, să spunem, ele sunt ca urmare a unor măsuri luate încă de anul trecut sau chiar mai un an și ceva, poate chiar 2 ani în urmă. De ce până astăzi, să spunem, nimeni nu a spus foarte clar sau de ce nu s-a făcut o mișcare de stradă sau, în fine, o nemulțumire masivă sau, în fine, consistentă din partea societății civile, să spunem, atunci când măsurile au fost luate, când codul fiscal s-a modificat, atunci când s-a spus foarte clar, când și eu și alții ca mine au spus-o întotdeauna, dom'le, uitați-vă, de la 1 ianuarie se va acciza, se va indexa cu inflația și implicit prețul la pompă al combustibilului va crește. Nimeni n-a spus nimic. De ce n-a spus nimeni nimic? Am trecut când codul fiscal se modifica și spunea foarte clar că anumite prevederi legate de firme din România vor fi schimbate. Când taxarea va crește, când TVA-ul s-a crescut de la 5 la 9, de la 9 la 19. Dar era evident că efectele vor fi acestea negative, să spunem așa, în rândul mediului privat din România. De ce, când s-a vorbit de plafonarea la RCA? De ce nu s-a discutat? De ce patronatele? De ce sindicatele sau, în fine, toate asociațiile acestea din sectorul de transport nu au protestat dur? Pentru că, totuși, să ai o diferență de câteva mii de euro. Dădea cineva exemplu între un RCA pentru un camion din Spania cu unul din România. Diferență de 1000 și ceva de euro. Nu poți să accepți ca în România să ai RCA mai scump decât în alte state europene. Deci chestiunile au fost clare încă de un an și ceva, poate chiar 2 ani în urmă, dar din păcate protestele nu s-au făcut simțite. Atunci când greva profesorilor a fost anul trecut, de ce să spunem, și aici e o problemă care se aplică și astăzi protestelor celor din transportul și din agricultură, de ce societatea românească stă și nu se asociază acestor proteste, pentru că ceea ce li se întâmplă agricultorilor, transportatorilor, ce s-a întâmplat profesorilor săptămâna trecută,
se răsunge asupra întregii noastre vieți de zi cu zi. Deci, în mod normal, acești oameni în stradă n-ar trebui să fie lăsați singuri să stea, să se lupte cu jandarmii pentru a ajunge sau nu ajunge în centrul capitalei, în Piața Victoriei. Deci aici, din interior, ar trebui să fie românii care să înțeleagă și să iasă să protesteze pentru a-i ajuta, să spunem așa, pe cei care protestează la marginea Bucureștiului, da? Încercând să intre cu utilaje agricole, cu mașini de transport în capitală. Pentru a exista, să spunem așa, un consens și susținere reciprocă, pentru că nemulțumirile ne vizează și pe noi. Eu, dacă ies în Piața Victoriei, nu am ce problemă să merg în Piața Victoriei, să merg oriunde la orice protest. Dar nu vreau să interpreteze ca fiind o încercare de a... Nu, nu vreau să fac chestia asta, mai ales că eu am fost unul dintre cei care a spus întotdeauna acestor lucruri pe nume. Din păcate, românii, mulți dintre români au fost ocupați ba cu concediile de odihnă anul trecut, ba cu sărbătorile anul trecut și așa mai departe. Iată că, din păcate, efectele se întâmplă exact cum am spus acum ceva timp. Și atunci, de asta spun, în mod normal, societatea României ar trebui să fie, să spunem așa, să fie uniți, să înțeleagă că un protest lăsat și terminat fără ca doleanțele, să spunem așa, celor care protestează să fie rezolvate, nu va face decât să se răsfrângă asupra întregii societăți și, implicit, să dea și mai multă putere și forță negativă, să spunem așa, autorităților, care vor înțelege că, de fapt, românii nu pot să se unească așa cum fac ceilalți de afară, dar până la capăt. Adică, ori avem ceea ce solicităm, ori nu plecăm din stradă. Indiferent că suntem transportator, că suntem agricultor, că suntem Horeca. Apropo, n-am văzut Horeca să iasă, să spună nimic de creșterea TVA-ului la 19%. Da? Și multe. N-am văzut multe alte categorii socioprofesionale care au fost afectate de măsurile halucinante luate de Marcel Ciolacu în faimoasa sa reformă fiscală. Da? Mai mult, uitați-vă, de exemplu, vă dau câteva exemple, să spunem acum la cald, vis-a-vis de ce ar putea să ceară, să spunem, protestatarii, adică câteva dintre acțiunile clare care trebuie să se regăsească, repet, pe lista lor de revendicări. Uite, luăm transporturile. Cum am spus, nu se poate ca un RCA în România, da? Într-o țară care are un anumit, să zic așa, nivel de dezvoltare, un anumit pipă cap de locuitor. Nu poți să vii să ai un RCA dublu față de alte state, la camioane, să spun, la utilaje agricole și nu numai, dublu față de, nu știu, Spania sau alte state din Uniunea Europeană. Dacă domnul Alex Petrescu, noul președinte al ASF-ului, ar înțelege aceste lucruri, ar veni către Ministerul de Finanțe cu o propunere, astfel încât, ce anume, să nu existe în România vreun RCA, indiferent că vorbim de autoturisme sau de utilaje de transport agricole și nu numai, mai mare decât în altă țară europeană. Cu alte cuvinte, cu invers, în România e obligatoriu ca RCA-ul să fie cel mai mic ca valoare. Și soluții aici sunt. Am dat eu, nu mai știu de câte ori am dat soluții la acest lucru. Vă dau un exemplu. Și cred că așa este și în lege, legea RCA-ului. Uitați-vă că se vorbește de faptul că există foarte multe riscuri la accidente și de asta RCA-ul este unul foarte ridicat. Pentru că RCA-ul se pune pe ce? Se pune pe mașină, de exemplu. De ce să nu pui pe șofer? Da? Pe șofer. Deci eu, firmă de transport, domnule, vreau să am șofer. Dacă șoferul n-a făcut accidente, de ce să am un RCA mare pe, să spunem, pe camion? Da? Deci trebuie corelat foarte bine acest risc sau, în fine, număr de accidente înregistrate, astfel încât, per total, RCA-ul pe an să fie unul de o valoare mult mai mică. Nu știu, la agricultori. Ei au cerut sau, în fine, pot să ceară foarte clar ce anume. Mulți reclamă faptul că intră în România produsele agroalimentare și nu numai din Ucraina și că acest lucru, ceea ce este corect, îi dă peste cap pentru că prețul de producție și inclusiv cu cel de transport este mult mai mic decât prețul de producție din România. Și atunci ei ce să ceară? Dom'le, vrem ca orice produs agroalimentar care intră din Ucraina, el intră pentru tranzit, că nu de altceva, da? Foarte bine. Și atunci tot se vorbea la Ministerul de Finanțe de acele sigilii electronice. Acele sigilii se pot monta pe tot ce înseamnă transport auto, că este camion de mare tonaj, că este mașină mai mică de transport, marfă. Nu contează, tot ce vine din Ucraina, îi se aplică un sigiliu electronic la intrare în țară, iar la ieșire din țară
se predă sigiliu, astfel încât niciun fel de produs agroalimentar care este tranzitat prin România să nu cumva să fie descărcat pe teritoriul României. Este o chestiune simplă. Mai mult, am văzut că agricultorii cer, vezi, doamne, coridor separat pentru camioanele care, în fine, se duc către Portul Constanța, în fine și nu numai, special pentru vehiculele care sunt din Uniunea Europeană și separat pentru ucrainieni. Nu, este o prostie ceea ce ei vor să ceară. Dom'le, învățați un lucru. Cereți ce? Pentru transportatorii români să fie culoar separat, iar pentru orice alt vehicul, că e din Uniunea Europeană sau din Ucraina, alea să fie împreună. Ce treabă am eu că vine camionul din Spania în România? De ce să-i fac eu culoar separat camionului din Spania, din Franța sau din altă țară europeană? Nu! Să stea la coadă cu ucrainii, pentru că ei au vrut să le lase ucrainilor acces prin Europa. Foarte bine! Atunci să stea cu ei la coadă, iar tot ce înseamnă număr românesc pe orice mijloc de transport românesc, trebuie să aibă culoar separat, adică întâietate în orice punct vamal, că e Constanța, că e Port, că e Giurgiu, că unde naibii mai este. Deci asta trebuie să ceară agricultorii sau transportatorii români. Nu să ceară culoar separat pentru vehiculele din Uniunea Europeană și România, la un loc, un culoar, iar pe ucrainien separat. Nu! Cei din Ucraina stau frumos împreună amestecați și n-au decât să stea zile întregi împreună cu cei din Uniunea Europeană. Iar noi românii să avem culoar separat, pentru că nu este vina noastră că au alții război pe la ei sau că doamna Ursula von der Leyen și cu alții europeni vor să fie tratați altfel decât cetățenii europeni, cei din Ucraina. Nu, asta e o cerință foarte clară. Mai mult, de exemplu, nicio excepție nu trebuie să fie făcută, asta trebuie să ceară toți transportatorii, nicio excepție acordată mijloacele de transport din Ucraina, adică toate trebuie să respecte greutatea pe osie, așa cum o respectă transportatorii români, niciun fel de plata obligatorie la RCA, tot ce înseamnă obligații de plată pentru tranzitarea României, să fie ce puțin la fel cum le au cei din România. Pe cum adică ei încarcă mijloace de transport peste la refuz, iar pe ei noștri, dacă îi prinzi cu depășirea greutății pe osie, îi amendezi. Nu, asta trebuie să ceară foarte clar transportatorii, asta trebuie să ceară, cum am spus mai devreme, agricultorii, da? Asta sunt chestiuni foarte clare, dar din păcate, cum spuneam, nu își iau un lider, nu întreabă care ar fi probleme, sau în fine să le centralizeze și după aceea să ceară, dacă nu știe să le fundamenteze, un punct de vedere pentru a fi fundamentat și chiar să ne coopteze. Eu nu am problemă să mă cheme, de exemplu, agricultorii sau transportatorii la discuțiile pe care le au aceștia cu guvernul. Nu am niciun fel de problemă, pentru că în fața mea nu există să spună că nu poate. Pentru că eu vin cu problema pe care o identifică transportatorii sau agricultorii și vin și cu una, două, trei, chiar mai multe soluții la fiecare dintre problemele pe care, să spunem așa, mediul economic din România pe anumită zonă le ridică în fața guvernului. Și atunci nu mai există din partea guvernului niciun fel de încercare de a se fofila. Dar asta este, cum ați văzut și voi, din păcate la televizor vedem 7.000 de fețe atunci când se vorbește despre reprezentanții, să spunem așa, transportatorilor sau celor din agricultură. Vedem 7.000 de liste cu 7.000 de probleme, care mai de care mai lipsesc de, să zic așa, de logică, pentru ca cei de la guvern să nu poată să se fofileze, că de asta am spus acest lucru, că este o listă clară de probleme și cu soluții aferente pentru ca guvernul să nu poată să se eschiveze în niciun fel. Asta este, zic eu, abordarea pe care, să zic, transportatorii și agricultorii și nu numai cei toți care vor să protesteze, trebuie să o aibă în relația cu autoritățile. Pentru că altfel se duce în derizoriu și guvernul, care din păcate, trebuie să spunem, este unul antiromânesc, capătă și mai multă forță și încredere. Și niciodată nu o să facă decât ceea ce crede că este, să zic așa, în interesul său, al unor divizi sau unor grupuri de interese. Uitați-vă la problema când a fost problema cu cash-ul. Când a fost presiunea străzii, social media și mai departe, oricât au încercat ei să o ascundă sau să o ducă în derizoriu, nu s-a reușit. Și atunci Ciolacu cu ai lui au cedat. Nu, este singura cale ca un guvern să cedeze atunci când există într-adevăr o presiune nu constantă doar, în creștere și, să zic așa, din majoritatea părții societății. De asta spun că noi toți ar trebui să fim solidari cu cei care sunt în stradă de câteva zile, dar indiferent, altfel nu există un semnal clar
față de autorități. Nu putem să îi lăsăm doar pe cei care... A, și încă o chestiune, pentru că am văzut și alte puncte de vedere pe social media. Unele care, să zicem așa, sancționează oarecum aceste intenții de protest ale celor din transportul și din agricultură. Dar unii dintre ei spuneau chiar lucruri bune. De exemplu, la agricultori. Nu le vreau să văd o listă cu revendicări care să reprezinte, sau în fine, care revendicări să vină din partea întregului sector al agricultorii. Nu doar mari agricultori. Da? Adică vreau să văd acolo și problemele care sunt venite din partea micilor agricultori și fermieri din România. Nu doar mari agricultori. Asta este important. Vreau să văd acolo probleme și de zootehnie, și de apicultură, și de cultură vegetală, de toate subsectoarele sectorului agricol. Aia trebuie să fie, să însemne o listă cu adevărat de revendicări pentru tot ce înseamnă sectorul agricol în România. Da? Inclusiv cu solicitări de, nu de bani neapărat, dar cu ajutoare de stat, date pentru creșterea, pentru, să zic așa, sprijinul dezvoltării producției în agricultură, procesări și așa mai departe. La fel la transportatori. Vreau să văd că cer și, domne, vrem ce anume? Domne, dobândă subvenționată la tot ceea ce înseamnă și agricultură și transportator și nu numai, la tot ce înseamnă cumpărare de utilaj, echipament agricol, de transport, de construcții, da? Cu o dobândă la fel cum au cei în țările europene, nu cu dobânzi astronomice precum în România. Vreau să văd că agricultorii spun așa, domne, uitați-vă o listă aici de utilaje pe care noi, agricultorii în România, le-am cumpărat. Uitați-vă că marea lor parte vin din Olanda, din Germania, din Franța, din Belgia. Domne, vreau să văd și eu că băncii acestor țări îmi dau și mie când cumpăr aceste utilaje din țările lor cu dobândă la finanțare, precum o dau la ei în țara lor. Pentru că tot le cumpăr utilajele din țările lor. Deci tot le fac buzunarul mare. Măcar să am și eu dobânda la partea de finanțare ca să le pot cumpăra și mai multe pe măsura celor pe care aceste bănci o practică față de fermierii din țările respective. La fel și la transport. Deci de asta vă spun că lista trebuie să fie una bine fundamentată, trebuie să fie o voce clară care să știe ambele probleme, deși problema, dar și soluția, și să fie voci, să zic așa, autoritare. Trebuie să înțelegem un lucru. Poate unii dintre voi care ați făcut, să spunem așa, la clasa 8-a, economie politică. Ați învățat de diviziunea muncii, da? Diviziunea muncii. A ce înseamnă? Că ăla care știe să facă agricultură, face agricultură. Ăla care știe să facă transport, face transport. Ăla care știe să reprezinte sau vrea să facă, aibă acest rol de coordonator, cum îi spuneți voi, om politic, asta face. Poate unii o să spună sau chiar o să jurați, domnule, pe ce vrei vezi tu să fii tu lider? Domnule, încă o dată, eu nu sunt lider că mă fac unii lider. Da? Dar eu pot să reprezint și știu aceste lucruri, dar din păcate, suntem, cum spuneam, nu suntem nici uniți, nici coordonați, pentru că doar așa se poate câștiga o luptă cu un guvern, repet, care a dovedit în ultimii ani că nu este pentru România și pentru cetățenii din România. Orice ar spune unii sau alții, asta este realitatea, din păcate. Și atunci este un an electoral, e adevărat. Unii ar spune că se fac presiuni tocmai că este un an electoral, dar uitându-ne la ceea ce înseamnă realitate astăzi în România, întrebarea se pune doar de ce a trecut atâta timp fără ca România, ca societatea românească, să stea atât de pasivă și să nu reacționeze la măsurile anti-românești pe care guvernele din 2019 încoace le-au tot luat pentru această țară. Deci asta este, să zic așa, o concluzie a acestor proteste. Eu sper să nu renunțe, sper ca românii să fie uniți, să fie, să zic așa, solidari cu cei care sunt astăzi în stradă, să vină din ce în ce mai mulți, în număr cât mai mare, să lase la parte orice fel de chestiune politică, pentru că nimeni nu cred că încearcă, sau în fine, chiar dacă unii încearcă, nu trebuie să amplificăm chestiunea aceasta, chestiunea politică, vezi, doamne, așa, care ar vrea să se infiltreze pe aceste meeting-uri, în fine. Ideea să gândim mai sănătos, logic și consistent față de cum o face guvernul astăzi. Repet, o să mă uit pe comentariile voastre. Cei care sunt cu hate, le-am spus încă de la început, n-au decât hate-ul acesta li se va întoarce cu vârf și desat și lor și nu numai. Asta și o să facă, n-au decât să facă asta în continuare. Nu am eu de ce să-mi pierd timpul răspunzându-le
celor care nu au învățat altceva decât să facă, adică fără școală, fără nimic făcut în viața lor. A spus, scopul meu este să discut cu cei care într-adevăr sunt de bună credință și care vor să schimbe cu adevărat România. În rest, tilichele și astfel de pramatii există peste tot în orice țară, în orice societate. Din păcate, România mai mulți ca în alte părți ale lumii. De-aia suntem, să spunem așa, cu această țară ajunsă în situația de astăzi, pentru că am învățat cu tot așa, învățăm să aruncăm cu noroi în orice, să ducem tot un derizoriu, să vrea unul să ridice, să facă ceva în țara asta, vin 10 și îl trag în jos, face unul mai mult, vin 10 care sunt, ia uite domne, capra vecinului, cum știm foarte bine, așa am fost învățați ca neam. Din păcate asta este, dar partea bună este că noi ăștia care suntem mai căpoși decât ei, nu o să renunțăm și o să insistăm întotdeauna pentru români și pentru România. Ăsta este angajamentul meu întotdeauna, 100% față de România și față de români. Vă salut pe toți, să aveți un an bun, să aveți încredere că lucrurile se pot schimba. Și uitați-vă că unii dintre noi, cum spuneam, transportatorii, agricultorii, sperăm să fie și mai multe alte categorii socioprofesionale pe zi ce trece din ce în ce mai multe, mai unite și nu uitați, românii cu toții de să fie solidari cu cei care sunt astăzi în stradă. Vă las numai bine și să insistați pentru România și pentru români. Toate cele bune!